peste calcumă, dar asta e un alt semn că nu era bine, încearcă să-și revină, e clar că nu se simte bine și că nici nu-și revine, adică el încearcă să-și revină, să fie atent la joc, dar nu se simte bine, respiră greu, asta se vede imediat, și imediat lucrurile se înrăutățesc pentru el. Nu mai este foarte conștient în acest moment. Doctorul, în fine, își dă seama că e ceva neregulă cu el, încearcă să-l facă să-și revină, după care Eugen Neagoe își pierde cunoștința și este întins pe jos, resuscitat. Foarte repede și foarte bine că au chemat ambulanța, a intervenit ambulanța foarte repede, iată, momentul. Da, încearcă să... Astea-s primele lucruri pe care poate să le facă, dar oamenii deja fugeau ca să cheme ambulanța, să o aducă foarte repede acolo și am văzut și doctorii de pe ambulanță și o să vedeți că au acționat de această dată foarte repede. Mi s-a părut că au intervenit rapid, imediat. Lucrurile n-au trenat. În general, la noi se întâmplă chestiunea asta când se întâmplă și se petrece ceva neplăcut cu un om, se adună foarte mulți acolo și asta nu-i bine. Că ei aerul, realmente. Trebuie să aibă un spațiu cât mai mult liber. Poate înțeleg oamenii, nu doar cei care sunt neapărat nevoie să fie acolo trebuie să stea. Dar în fine s-a mai eliberat zona. Aici el deja nu mai era inconștient. Sau în orice caz nu era mai degrabă spre lipsă de conștiință decât conștient. Imediat au apărut cei de la ambulanță și l-au culcat, dar asta era lucru de făcut pentru că nu stătea foarte bine în capul ăsta la Coglioacă, l-au culcat și înțelegem că au executat manevre de resuscitare.